Primăria Comunei Șag continuă implementarea proiectelor. Primarul Flavius Roșu a semnat contractul de execuție pentru obiectivul de investiție, realizare piste pentru biciclete la nivel local. Proiectul este finanțat din fonduri europene, valoarea acestuia fiind de aproape 2 milioane de lei. Termenul de execuție este de 6 luni, începând cu data emiterii ordinului de începere și predării amplasamentului.